Vineri, suntem aproape cu gândul la weekend, așa că sunt foarte curioasă ce planuri au astrele cu noi și mă grăbesc să invit în platou pe Camelia Pătrășcanu, să primim ca de obicei cu multe, multe aplauze. Bine, loc, te rog. O să-ți placă ce-am pregătit pentru azi. Ia să vedem. Mâine luna este în leu, un semn al distracției și a bucuriei de viață, așa că trebuie să învățăm să ne bucurăm. Nu avem voie să ne întristăm. Indiferent ce pățim, nu sunt aspecte grave, indiferent ce se întâmplă, cu cine vorbim, cu cine ne întâlnim, nu trebuie să ne supărăm pe nimeni cu nimic. Așa că este o zi a înțelegerii faptului că putem vedea partea bună a lucrurilor în orice situație și trebuie să o căutăm. Pe de altă parte, trebuie să fim un pic mai atenți la modul în care înțelegem să ne petrecem timpul liber. Trebuie să avem bucurii, pur și simplu. E, din punct de vedere psihologic și spiritual, foarte important să știm să savurăm timpul liber prin ocupații care, într-adevăr, ne fac bine, ne încarcă energetic. Și lucrul acesta ne pune un pic pe gânduri mâine, fie că ne facem planuri de weekend, fie de vacanță, fie, în general, poate suntem un pic mai atenți la calitatea timpului liber. Cu cine, cum, în ce fel petrecem. Așa că ziua de mâine este o zi cumva de putere personală. Prin faptul că nu ne lăsăm mâhniți și supărați, înțelegem din asta că putem depăși orice situație. Mai multe însă după foarte scurt. Comentariile, Camelia. O zi frumoasă mâine, nonșalanță, optimism, bucurie de viață. Berbeci au foarte mult umor, uneori pe seama altora, dar cert este că sunt o inspirație pentru cei din jur și merită urmat îndemnul lor. Pentru tauri, multă bucurie în casă, în cămin. Fie primesc musafiri, fie își cumpără un obiect de decor, un pic cam luxos, dar le place. Pentru gemeni, multe curiozități de tot felul, au nevoie de răspunsuri, știu să asculte tot felul de vești pe care le primesc. O zi foarte bună pentru informare în general și își creează o viziune de viață care scoate din impasul actual. Pentru raci, vorbim de bani câștigați printr-o îndemânare pe care o capătă mâine. Fie că învață o rețetă în bucătărie și le iese foarte bine, așa că nu aruncă produsul. Fie alte îndemânări și abilități pe care le capătă mâine și sunt foarte bucuroși pentru asta. Lei sunt inspirați, comunică foarte bine, se laudă poate cu rezultatele lor și cu înzestrările lor. Dar asta trebuie să facă mâine. Pentru fecioare, vorbim de bucurie și de reușită în cazul în care știu să depășească un eșec. Fie își reproșează ceva, fie n-au reușit într-un domeniu sau se amână un proiect. Important este că știu să treacă peste. Pentru balanțe vorbim de prieteni și e bine că se lasă bucurați de prieteni într-un moment de viață pe care îl traversează acum, un pic mai complicat. Și dacă știu să se deconecteze, atunci apare și speranța pentru viitor. Poate cineva le dă o soluție. Scorpionii au autoritate și putere mâine, atât în familie cât și la locul de muncă. Știu să chestioneze, să investigheze, să ceară argumente dacă cineva le propune ceva. Pun piciorul în plac, dar așa le stă bine mâine. Săgetătorii au putere morală mâine și știu să dea sfaturi și îndemnuri foarte potrivite, foarte optimiste și își privesc la fel cu optimism și propriile lor greșeli. Pentru Capricorni vorbim de daruri, de cadouri, de atenții către partenerul de viață. Bine ar face să fie un pic mai generos și mai atenți într-un moment în care partenerul e foarte receptiv la tot ceea ce primesc. Pentru Vărsători vorbim de relații publice și imagine publică absolut admirabilă. Știu să folosească cuvintele, au gesturi potrivite, pertinente, foarte în bună relație cu cei cu care intră, astfel încât pot primi multe laude mâine de la cei apropiați. Iar pentru Pești, o idee ingenioasă, o soluție foarte creativă la locul de muncă. Își organizează cu totul și cu totul altfel viața și privește și ei cu încredere spre viitorul lor profesional. Mulțumesc mult, Camelia! Ne vedem și mâine după amiază. Acum însă mergem mai